Salutare, salutare! Hai să începem cu o încălzire ușoară, zic. Este un filmuleț amuzant, dar nu pot fi sigur că este real ceea ce văd, dar oricum, acest filmuleț este amuzant și dacă este o manipulare și este amuzant și dacă este realitatea. Da? Și ne uităm la un filmuleț intitulat Rușii capturează mulți azovari de ăștia, neazicică, așa, în timp ce aceștia încearcă să părăsească Mariupolul deghizați sau îmbrăcați în haine de femeie. Cât de tare este asta? Hai să vedem. Punem full screen, că avem doar 7 secunde și nu vrem să pierdem niciuna dintre ele. Hop. O vedeți pe doamna. Îi vedem aici începutul de chelie, specific bărbătesc. Da? Vedem că are o fustă lungă, probabil ca să își ascundă mărarul de pe picioare, bănuiesc. Da? Și are și blăniță, cred că are și ceva gen baticuț, aici nu prea îmi dau seama. Observăm și că are mâinile legate, ok? Și mai observăm că este destul de răbășit. Probabil nu este în cea mai bună zi a lui să se dea așa stângaci, nu cu spatele, că are mâinile legate, ci cu fața pe scara aia abruptă, jos din camion se dă, ok? Și uitați, da, sunt galanți domnii, nu-mi dau seama dacă sunt ruși sau sunt altă specie, cum îl ajută să coboare, să nu pice în nas? Vă place? Opa! Ușurel, mamaie, ușurel. Da? Da. Și acum chiar trecem la treburi mai serioase și ne uităm la jurnalistul independent, Patrick Lanchester, care este un jurnalist american care transmite de la locul faptelor, de acolo, din Ucraina, în general el transmite de pe teritoriile controlate de armata rusă. Da? Deci o să avem un punct de vedere oarecum diferit de punctul de vedere oficial, da? Al UE, al NATO. Hey? Ok, ia să vedem, Ne uităm la un titlu, dar va trebui să verificăm. E un pic mai vechi, în sensul că nu transmite atunci din Mariupol, ci din, vedem imediat, cred că din Donetsk. Dar hai să ne verificăm data. Pentru asta nu știu ce bag am eu aici, de nu reușesc să... Gata. Data filmulețului este 11 martie 2022, desigur. Așa, și titlul filmului este Martorii expun operațiunile sub steag fals ale ucrainierilor. Da? Ok, și acum punem frumos pe full screen și o să ne delectăm. Dacă știm toată manipularea aia cu rușii care atacă civilii, ok, și ucrainienii care sunt acești eroi și eliberatori. Ok, hai să vedem cum stă de fapt treaba. Vedem în primul rând că este o mulțime mare și jurnalistul se duce și vorbește cu această femeie, da? Și dacă femeia asta se apucă să spună minciuni, da? Oamenii din spate vor auzi și o vor certa. Corect? Corect. Și o întreabă, ia să... Da? O întreabă, care este situația? Întreabă jurnalistul. E de rău, bineînțeles, răspunde femeia. Încă auzim bombardamente undeva prin preajmă. Așa. Mulțumesc, doamne, că totuși aici totul s-a calmat. Așa. Până recent, ăsta era teritoriul controlat de armata ucraineană. Întreabă jurnalistul. Hai, dăm click. Și auzim acum cum vorbesc și confruntăm cu ce se vede pe ecran la traducere. Bun, până se schimbă traducerea și încep iar eu să fac pe traducătorul dumneavoastră. Hai! Da? Недавно український контроль about this, да? Numai că nu e cum s-a așteptat jurnalistul nostru și a apărut de altundeva o bătrânică care ia cuvântul acum și ne povestește. Are poftă de vorbă această a doua bătrânică. O vedeți, este doamna cu ochelari roșii. Ok? Și zice, desigur, normal, armata ucraineană este cea care ne bombardează. A fost armata ucraineană. Dacă ei sunt acum la coadă la ajutoare, din ce se pare, ajutoare distribuită de cine? A? Da? Ați zicit? De sângeroasa armată rusă. Bun. Ia uite,
Da? A fost armata ucraineană și acum jurnalistul întreabă cum a fost în timpul ăsta, da? În timp ce erați bombardați. Pa! Și vine femeia și începe să explice ce debitare. E, cum a fost? Două tancuri mergeau, așa, am văzut cu ochii mei, deoarece eram pe stradă. Două tancuri ucrainene mergeau și un al treilea tank ucrainean s-a oprit puțin, atenție, așa, cumva a rămas în urmă, așa. Cele două din față au luat-o mai tare, crazy speed, cu viteză, și al treilea a început să bombardeze satul, să bombardeze satul. Ia să auzim cum vorbește. Să vedeți, uitați, îl vedeți pe acest domn cum se uită în camera jurnalistului. Să fi spus asta, grozăviile astea, în timp ce toți ăștia se știau măcelăriți de către ruși, vă dați seama ce ieșea acolo, ce scandal? Nu. Nu a ieșit nimic. De ce? Pentru că bătrânica spune adevărul. Hey, go! Se aude. Танка український, да? Chiar dacă nu știm limba, ok? Не можеш остановиться, он отставить. Два за скорой цю сумасшедшу проскочили на гору, а третий начал обстріл по селу. І катав три рази ви... Așa. Și spune femeia despre acest al treilea tank care le-a bombardat orașul și a spus a tras grenade de trei ori, atenție, sau cu ce naibii trag tankurile, da, o buze să le spunem, a lovit în direcția asta de două ori, și a treia oară a lovit colțul unei grădinițe. Hei, hei, prontăristelor de la Antena 3, de la Digi, de la Realitatea și așa mai departe. A? Voi sunteți foarte supărate pe rușii care bombardează grădinițele. E poftim. Ia uitați, cine bombardează grădinițele? Da? Doar colțul a luat, a zburat colțul dintr-o clădire, presupun că rest grădinița funcționează. Sau știu și eu dacă o fi bine. Așa. Am văzut chestia asta, continuă să vă traduc ce spune femeia, am văzut treaba asta cu ochii mei, deoarece fugeam spre subsol, așa. Și acum jurnalistul spune, deci tu spui că un tank ucrainean a tras către satul ucrainean, pe bune, asta întreabă jurnalistul, și acum să ciulim urechea. S-au zis acel, granade, da? Vedeți cât de tare vorbește femeia, deci se aude până în România, practic, la cum urlă femeia asta. Deci au auzit toți cei care stăteau aici la coadă la ajutoare. Bun? Da, l-au zis pe reporter, ucrainski nu și-al întrerupe, da, așa. Da, spune femeia, da, ei trăgeau înspre statul nostru. Ei au tot tras în satul nostru, dar îl controlau, a întrebat jurnalistul. Cum e asta posibil, da? Adică cu alte cuvinte ce încearcă jurnalistul să o întrebe, dom'le, poate că trăgeau în satul vostru pentru că era înțesat de ruși, da, și de tancuri rusești, și atunci se luptau cu rușii. Dar ăsta o întrebă, băi, controlau satul ăla ucrainene, deci nu erau soldați ruși, militari ruși în sat. Cum de trăgeau în sat? Ia să vedem, how is it possible? Și ea răspunde, cum e posibil? Aha, păi cum fac tot timpul? Ei ne distrug cu intenție, fac distrugeri cu intenție. Dacă ai venit aici, îi întreabă pe ucrainiene acum bătrânica, dacă ai venit aici să te lupți, de ce distrugi case? A? Și continuă. Sunt case umile, da? Modeste. A? De ce? De ce le distrugi? A?
Și totodată am avut o luptă aici, o luptă nebunească aici în centru. Vă spun eu, a fost 100% provocare din partea ucrainienilor, bănuiesc, aici, lângă City Council, mă rog, lângă, hai să-i spunem, primăria satului, a fost personal cu blindate, așa presupun. Aha. Așa. Nu, gata, cred că a fost un transportor blindat, da, au găsit ei, care, ce să vezi ce au găsit în acest transportor blindat, avea înăuntru uniforme rusești, da, și rații de mâncare, presupun, ia să vedem. E interesant asta cu uniformele rusești. Aha. Vă dați seama că nu e, uite, îl vedeți pe ăsta cu New York pe fes, da? Se uită și el în cameră. Ăsta din spatele lui se uită și el în cameră, da? Ăștia sunt săteni, știu unul de altul, da? Dacă asta se abera, ce mă, ce s-a găsit în blindatul ăla, în transportorul blindat, spuneam. Femeie, vezi-ți de treabă. Așa, ia să vedem. Așa. Вот здесь стоял этот БТР, упёрся детский совет. У него обнаружили форму русскую, у него обнаружили. Deci, probabil ce sugerează femeia că ăștia trageau un sas și îmbrăcați în uniforme rusești ca să enerveze pe ăștia, ok? Să întoarcă împotriva lui Putin. Că noi presupunem că ei sunt etnici ruși, da? Ok? Ce ruski? Какого ваш чёрта этот БТР тут? De ce? Pentru Dumnezeu. De ce ar fi uniforme rusești, da? Deci în transportorul blindat, așa? Așa? Aoleu, la ce a trecut? Nu. Da, bun, gata, am priceput. De ce ar veni blindat rusesc să se ascundă aici și să tragă în proprii lor ruși. Deci sunt etnici ruși, cum spuneam mai devreme. They took position there, deci s-au instalat nu știu pe unde. Ea arată, dacă vedeți, arată cu degetul, da? Așa. Nu știu ce asta. Russian Lads. 7 băieți ruși, o treabă. Așa. 7 tancuri near the well. 7 tancuri lângă fântână. Au luat poziția acolo. Și acești idioți jump out from Balca, from nu știu ce sunt astea, și au făcut provocări aici și au abandonat și javelinele. Alea cred că sunt armele alea anti-tank. Un pic cam buruienoasă traducerea și că trebuie să înțelegem că este o traducere automată, nu făcută de un om. Da, din rusească femei e făcută de YouTube, probabil această traducere. Vedeți, da? Ia să vedem, să continuăm. Ruski spretался и стрелял своих русских. Если у нас вот тут они заняли по их позицию, хлопцы русские, всем танкам возле колодца. Они заняли позицию. А эти идиоты выскочили с балки с боксевика. И делали... Це уде, идиота, идиота, аша. Здесь провокацию. И свои вот эти джавелины здесь покидали. Ага, это провокация... Ah, deci a fost o provocare. Cine încearcă să întrebe jurnalistul? Cine a făcut provocarea, voia să întrebe? Și sare femeia, care era foarte nevorbită, și spune: da, a fost o provocare by Ucrops. Ah, a trupelor ucrainene, probabil că asta înseamnă o provocare pe bune. Îți spun eu, soțul meu a fost înrolat într-o trupă de tancuri, da? Tanchiștii niciodată nu au o uniformă de rezervă în tank, așa. So, they got into their tank and took a spare uniform with them. What kind of idiocy is this? Deci, de ce și-au luat o uniformă în tank? O uniformă de rezervă? Ce fel de prostie este asta? Ok. Natural. O provocare să găsească ea blindatul cu uniforme rusești înăuntru,
Da? Blindatul care probabil le-a făcut niște necazuri. Ia să-i dăm. Apare și un cățel foarte vesel. Nu-i, nu-i pasă că e război. Dă din coadă. Da, ce revoltată e femeia și e nervată. Se aude cu răște de uniformă, idioță, da? Și continuă. Ne crede atât de dobitoci, se referă la ucrainieni, și vine jurnalistul și încearcă să o mai liniștească. Deci tu spui că a fost vorba despre un tank ucrainean, da? Și femeia spune, da, un tank ucrainean venit dinspre Balca, presupun că o localitate. Se pare că nu știi zona, îi spune bătrâna. Deci au venit din Balca și ne-au făcut această provocare. Și erau tancuri rusești care stăteau acolo pe deal, să spunem, așa, și trăgeau aici. Și așa s-a întâmplat provocarea. Voiau ca ceilalți să creadă că erau rușii care au făcut lucrul ăsta. Am văzut cu proprii mei ochi. Ok, ia hai să o auzim. Da, deci oamenii știau unde sunt tancurile rusești și știau că nu s-a tras din direcția lor. Asta e. Stăteau la fântână, la fântână stăteau parcă tancurile rusești. Și acum jurnalistul întreabă dacă o operațiune a steagului fals, corect, și a răspunde, da, desigur, a fost un steag fals, ok, eram în centru și am văzut totul, da, am stat în basement, în subsol sau în beci, 2 ore și când am ieșit afară să mă, și am văzut asta când am ieșit afară să mă uit. Ia să vedem. Acum reporterul întreabă, de ce crezi tu că fac lucrul ăsta? Și femeia răspunde ceva foarte, foarte interesant, pentru că ei nu au nevoie de noi. Mai precis, ucrainienii nu au nevoie de etnicii ruși. Nu-i vor pe acolo, așa. Și repetă, n-au nevoie de noi și ei vor ca totul să pară că, ca și cum ar fi făcut-o Putin, da? Acest atac asupra civililor. Bun? Deci, odată, ucrainienii nu iubesc, cel puțin cei din armata ucraineană, să ne înțelegem, nu iubesc pe etnicii ruși, ok, pe acești separatiști, să le spunem, așa, și îi bombardează, știind că mai vine și beneficiul de a da pe urmă vina pe Putin și pe urmă Zelenski să facă TikTok-uri, să se adreseze Parlamentului, cred că și luni vine și în România, sau mă rog, vorbește în Parlamentul României, video chat, practic, desigur, așa, și să vină Zelenski și să ceară arme, că trebuie să ne apărăm civilii, să ceară ajutoare și, în fine, ce tot cere el toată ziua, bună ziua. Da? Deci ea spune, băi, vor să însceneze acest atac asupra civililor și spune chiar numele. A? Numele lui Vladimir Putin. Da? Iar vedem cățelul, vedem sacoșile cu ajutoare, iar ne concentrăm pe femeie, să vedem dacă se preface, dacă totul este acting și atunci o propunem pentru premiul Oscar. Da? Să încerce Will Smith o manevră cu asta, că nu cred că se termină bine. Asta e călită de război. 8 ani de război. S-a auzit Putin, da? Așa,
Deci ce au făcut? Mai spunem încă o dată, roagă reporterul, jurnalistul, așa, au făcut o provocare, sunt 100% sigură. Ce fel de provocare? Asta, oh, Doamne Dumnezeule, îți spun așa. În timp ce eu îți spun asta, da, că reporterul trage de ea, vrea mai multe detalii, jurnalistul nu-i ce tot îi spun reporter, așa, în timp ce eu, tu mă ții pe mine de vorbă, ei distribuie ajutoare umanitare. Păi stai că ăștia îi iau toate ajutoarele și rămân eu cu sacoșele goale, că stau de vorbă cu tine, că tot ești tu să mă bazi la cap să spun pentru a suta mia oară că da, mă, ucrainienii au fost cei care au atacat satul. Ia să vedem. Cele AUR ale noastre, cele 7 tancuri ale noastre, se referă la tancurile rusești, chiar dacă ea este o cetățeană ucraineancă, consideră că aparține de Rusia, ei, dreptul la opinie și cred că are tot dreptul să considere chestia asta atâta timp cât oficialitățile și armata ucraineană o atacă, da? Rușii nu atacă, normal că ține cu rușii. Deci cele 7 tancuri rusești au ajuns la fântână și au luat poziții defensive în acea direcție, deoarece acolo era încă un nume de localitate, hai să încerc să o pronunț, Volnovakha. Așa, și armata ucraineană era un pic mai încolo. Bun, continuăm. Ia. Lasă femeia să ia ajutoare. Observați că femeia gesticulează, dar și arată. Acolo e fântâna, acolo este satul cu tare, da? Ok. Așa, stai, continuă cu distracția, așa. Și zice, deci, cele 7 tancuri au luat poziții defensive, 3 tancuri s-au dus un pic mai încolo și alte 2 într-o direcție puțin diferită, ca unghiul lor de foc să fie ușor diferit. Hei, se vede că femeia este sonsie de tanchist. Bine, presupun că bărbatul ei acum își mănâncă pensia, nu este în tancuri. Dacă ar fi în tancuri, fiind cetățean ucrainean, ar fi în armata ucraineană și n-ar fi bine. Ok, deci explică, da, ca să ia pe ăștia pe 2 părți, pe ucrainieni. Zice ceva ce nu înțeleg despre tank și spune, da, mă pricep la tancuri, ceva de genul ăsta, ia să vedem. Aha. Ia să vedem. Și armata ucraineană au avut 2 transportoare blindate, cred că în sfârșit am nimerit corect termenul. Unul a fost aici și altul, celălalt, lângă spital. Vechea meteahna eroilor lui Zelenski, de asta pe lângă spitale, pe lângă grădinițe, da? A spus mai devreme kindergarten. Hei, da? Deci, scuturi umane vor eroi, bun, și poate mai bune dacă sunt scuturi umane aparținând formate din etnici ruși. Așa. Și au venit din Balca ăsta, regiunea Stătuc sau Ciofia, așa, din direcția. Și ei au început. Dacă erau rușii, așa, de ce ar fi tras în alți ruși? A? E corect? Eu zic că este clar, asta spune femeia. De ce ar fi tras rușii lui Putin în alți ruși? Spune, ce rezolvă armata lui Putin dacă trag în bătrânica asta? Puteți să-mi spuneți ce rezolvă mai exact? Așa. Deci, au avut o luptă, așa, au tras cu diverse mitraliere și când totul s-a liniștit, am ieșit să mă uit, dar femeia practic se cam repetă, dar
jurnalistul a rugat-o, hai mai zi încă o dată, așa, și acolo poate că nu pricepuse nici el bine ce îi spune, și acolo era acel transportor blindat, așa, care, nu știu, popped up the village council, which, nu știu ce, la primăria, să-i spunem, satului, oamenii noștri s-au cățărat, mă rog, s-au urcat și au spus că it is Russian, here is a Russian uniform, Deci, sătenii au intrat în transportorul ăsta blindat și au văzut. Ia fii atent, sunt uniforme ruse, sunt rații de mâncare probabil ruse. Totul este un nonsens. A fost Ucraina care încerca să ne provoace. Da, ucrainii, cum ar veni, zice femeia, să se întoarcă împotriva invadatorilor lui Putin. Залізався Путін з автоматом, тріщали ми з пулеметом, тріщали. Потім, коли все стихло, ми вийшли посмотрети, тут стоїть этот БТР, поперся сельський совет, хлопці наші туди залізли, і це русський, це, мол, тут русська форма, русські пайки харчові, да це все брехня, це Україна робила провокацію. Потім, коли от це тут немножечко все стихло... Bun, când totul s-a liniștit puțin, tancurile noastre, deci rusești, așa, care trăgeau înapoi, așa, au venit să, nu știu ce înseamnă asta, și gave hit to nu știu ce, pentru că toate acele, spune cuvântul ăla urât, cuc, toate acele, să le spunem, femei ușoare, care au venit aici și stăteau, sincer, nu prea înțeleg ce spune, da, tot, s-au calmat și totul a devenit pașnic pe aici și liniștit. Вот эти наши танки, которые там отстрелялись, пошли на карьер и дали пюлюли на Бахчевир, потому что там на Бахчевике... Да, câinele ăsta умлă peste tot. Nu se mai satură câinele ăsta de ajutoare rusești. А? Откуда вот эти бляди выходили? Вот они все... Îl mai vezi trecând pe aici din când. Hai să vedem. Сидели. А их там успокоили и все стало мирно. Așa, este întrebată, armata ucraineană a fost alungată rapid de aici, da? Și a răspunde rapid, bine făcut flăcăi, foarte rapid, îi felicită pe soldații ruși, pe militarii ruși, a fost înspăimântător, dar ei au reușit să rezolve situația rapid, iar este întrebată, și cum s-a comportat armata ucraineană? Știi ce pot să spun? Mă, nu, n-am stat de vorbă cu ei, n-am comunicat cu ei, ca să spun, a, se pare cu rușii a stat de vorbă. Și acum ceva foarte important față de atâtea fake news-uri cu tot felul de oameni care nu știm cine sunt, care e treaba cu ei, unde locuiesc. Ia să vedem. Acum jurnalistul o întreabă. Care este numele tău? Și aia spune, e, na, numele meu este Liuda, așa, și care este prenumele tău? Vodevna, așa, deci se recomandă cu nume și prenume. Le spune mulțumesc. Unde suntem acum? Nu întreabă chestia asta pentru că a căzut jurnalistul din cer și spune unde sunt. Nu, ci ca să rămână consemnat pe acest reportaj video. Unde suntem acum? Și asta spune. Acum suntem la satul Anadol, care este în regiunea Donetsk, la districtul Volnovakha. Da? Toată lumea acum este e vie și nevătămată. Desigur, am avut pierderi, avem probleme cu, am suferit pierderi în rândul caselor, ia să o auzim. A, numai puțin, numai puțin. Continuăm. Hai. Vedeți ce vesele e când se recomandă? Se aude. Anadol, Donetskaya, ceva de genul, ia zi-mi asta cum o pronunță. Polonovskaya, Anadol. Da, все живы, здоровы, ну, конечно, есть.
lasă femeia să se ducă la, la ajutoare, că o ții de vorbă și rămâne fără ajutoare. Ia, hai să vedem. Deci acum un mesaj de optimist, da? Cred că totul se va repara cu timpul. În general, toată lumea trăiește, suntem speriați. Mulțumesc, Dumnezeule, așa? Cine vrei să fie aici? DPR, da? Deci separatiștii din Donetsk sau ce? Da? Cine vrei să controleze zona? Și ea spune da, noi suntem pentru DPR-ul ăștia, da? Și suntem pentru Rusia, ok? Deoarece această țară, se referă la Rusia, nu ne va părăsi niciodată. Adevărul e că Ucraina i-a părăsit pe acești cetățeni a ei, da? I-a părăsit, așa. Și își exprimă încrederea că este o țară mare, Rusia, și nu ne va lăsa, da? Și reporterul îi mulțumește și o lasă să se ducă să își ia și ea rația de ajutoare. Vedeți aici, cam în ce constau, da? Da, vedeți? No, ceva mișto. Ia uitați-vă. Aici. Deci, aici, dragii mei, e un Z. Ia, dau cu 5 minute în spate filmul și vedeți. Ok? Da, o să luăm lucruri și voi nu las după filmul. Hopa, ați văzut? Acum e clar cine sunt, cine dau ajutoarele. Vedeți cum spune da, nu Ucraina, donețcanii noștri. За Росію, тому що ця країна нас не хоче ніколи, так? Це велика країна, і вона не дасть нам пропасти. Ага, спасибо большое. Now, that was a resident of the area that was just under control of Ukraine forces. Bun, deci jurnalistul, cum v-am spus, este american, deci vorbește engleză, da? Și ne explică acum, trage concluziile din mașină. I mean, these are the people that left control of Ukraine forces. Ce a zis, mă? No, that was a resident of the area that was just under control of Ukraine. Deci a fost un locuitor al unei zone din Donetsk care care până mai ieri a fost sub controlul armatei ucrainene, ia să vedem. Sunt oamenii care au trăit, au trecut prin aceste evenimente. Oricât de nebunește ar părea, oricât de greu ar părea de crezut, că ucrainienii ar desfășura operațiuni sub steag fals, ok? Care ar ținti civilii, așa? Civilii din zone pe care ucrainienii, armata ucraineană le controlează, da? Oricât de greu ar fi de crezut, sunt oamenii care locuiesc acolo și care asta susțin. Da, și spun eu, sunt pe partea asta a frontului, bămiți cea rusească, așa, și vă relatez lucruri pe care le văd și pe care le aud de la oameni. So you should watch reports, as I always say, from every side of every contact line. Și acum spune ceva ce propaganda occidentală nu spune. Ar trebui să vedeți sau să urmăriți ambele puncte de vedere, da? Deci și cele ale ucrainienilor și cele ale rușilor, da? Deci acest jurnalist care vede totul din partea rusă relatează. Tu, ca să fii informat, trebuie să urmărești și relatările celor care transmit din partea controlată de Ucraina, da? Nu spune, băi, nu vă uitați la ăia
și luați adevărul numai de la mine. Nu spune chestia asta, da? Nu spune că deținem un monopol asupra adevărului. În schimb, occidentalii ucraineni ce fac? Ah, da, ei cenzurează cealaltă opinie, cealaltă versiune, ei sunt cu cenzura, dar uite, ce să facem? Ne-am refugiat atunci pe internet și urmărim opiniile, da? Da, din păcate vă dați seama că jurnalistul ăsta nu are atâta audiență ca niște posturi naționale de televiziune, ca niște trusuri de presă. Ia să vedem. Deci a avut cât? 197.710 vizualizări până acum. Nu-i chiar atât de mult. Bine, aș vrea eu să am atâta vizualizări, dar hei, ce fac eu și ce face el? Da? Bun. And make your own opinions, but these are the people that are living in this. El face jurnalist, eu fac practic ce face și bot, adică stau pe un scaun și comentez, chibițez. What they have to say, and I'm going to keep bringing you these facts. Și ne promite că va continua să transmită de la fața locului și să ne informeze, da? The things that people say about what has happened and what is happening and what lucruri pe care și oamenii le povestesc ce s-a întâmplat și ce se întâmplă should happen. So și ce ar trebui să se întâmple și acum share across all social media and remember distribuiți informația pe site-urile de rețelele de socializare. Da, foarte bine ar fi, uite, de fapt și eu într-un fel distribui acest material, așa și da, spune că sunt un jurnalist independent finanțat de către urmăritori, ne spune că are un link acolo, da, în descrierea videoclipului, unde poate probabil putem dona direct, ok, și astea fiind zise, neapărat măcar cu un like să-l ajut și eu, da? Ceea ce și fac, ia uitați-vă, pac, like. Vă îndemn să vă abonați și la acest jurnalist. Vă îndemn să vă abonați și la mine dacă n-ați făcut-o. Nu uitați să lăsați un like și eventual să distribuiți și materialul meu, da? Și până data viitoare, la revedere!